veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Biblia ne spune că există Hristos mincinoși, apostol mincinoși, proroși mincinoși și așa mai departe. Și Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, versetul 24, că se vor scula. Hristos mincinoși, proroși mincinoși vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele dacă va fi cu putință și pe cei aleși. Deschideți la 1 Ioan capitolul 2. Biblia ne dă suficiente date pentru identificarea unor astfel de oameni și de asemenea păstrează în învățătura ei sfaturi, învățături pentru protecția noastră împotriva lor, ca să știm să ne ferim și să fim protejați. Spune aici 1 Ioan capitolul 2, de la versetul 20, exact după ce spune în versetele anterioare despre anticriști. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Versetul 23, oricine te gândește pe Fiul, n-are pe Tatăl, oricine mărturisește pe Fiul, are și pe Tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi, dacă rămâne în voi. Ce ați auzit de la început și voi veți rămâne în Fiul și în Tatăl. Și acum versul 26. V-am scris aceste lucruri, care-i scopul celor scrise, în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Deci sunt lucruri scrise expres în Scriptură, tocmai ca să ne păzească de cei care caută să ne rătăcească. Cât despre voi, rea versul 27, de-a Domnul să fie și despre noi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva, ci după cum ungerea Lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în El după cum v-a învățat ea și Domnul să ne ajute. Amin. Și în versetele următoare, de exemplu, versetul 29, spune tot ceva în privința aceasta. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El, iar cine nu, evident, nu. Întoarceți la epistola lui Iuda. Vreau să trecem la început în a aminti, în a prezenta pe scurt aceste categorii de lucrători ai fără de legii, despre care Iuda spune de la versetul 12, sunt niște stânci și rețineți ascunse. Nu sunt niște lucruri care se văd de la distanță, niște lucruri care le vede oricine cu ochiul liber și nu trebuie nicio examinare atentă, ascunse. La mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine. Deci nu după aceasta pot fi detectați. Se îndoapă de-a binelea, însă iată care este starea lor. Nori fără apă, pomi tomnati și fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați, valuri înfurate ale mării, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a prorocit Enoch. Versul 15. Când va veni Domnul să facă o judecată împotriva tuturor, și să încredințeze pe toți cei nelejuiți de toate faptele nelejuite pe care le-au făcut în chip nelejuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelejuiți. O primă categorie sunt vârfurile acestor lucrători ai fără de legii, anticriștii. Spune în 1 Ioan capitolul 2, versetul 18, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Dacă atunci era, acum ai și mai. Și după cum ați auzit care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Și versetul 19 spune că ei au avut tangență cu noi, au ieșit din mijlocul nostru, adică s-au desprins din domeniul religios. Și anticriștii aceștia au de-a face cu religia. Fiind vorba despre anticriștii aceștia, care sunt mulți, ceea ce spune și Petru în 2 Petru 2 cu 1, că în norod s-au ridicat mulți proroci mincinoși, ceea ce spunea Domnul Ioan 5 cu 43, că vor veni altul numele lui,
și pe acela îl veți primi, am putea spune că se referă, printre altele, la toți inițiatorii, fondatorii și conducătorii de curente și de organizații religioase care nu sunt adevărate. De exemplu, un Mahomet, un Joseph Smith care a înființat mormonii, un William Branham, oameni din aceștia care pretind că sunt o ultimă revelație a lui Dumnezeu, chiar superioară lui Hristos, sau cel puțin similară lui. Mai mulți anticriști. Însă acești anticriști vor culmina cu cel care poartă numele de anticrist cu literă mare, acel care va fi la sfârșit. Citim în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni Domnul înainte ca să fie venit de pădarea de credință și de a fi descoperit omul fără de lege, fiul pierzării. Deci toate luptele împotriva lui Hristos, anticristos, care au fost de-a lungul istoriei, n-au fost la volumul și intensitatea care va fi în final. În final va fi culmea, lovitura cea mai puternică a diavolului, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Versetul 8. Și atunci se va arăta acel nelejuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Despre aceste lucruri scrie și în cartea Apocalipsei, capitolul 13 și chiar capitolul 16, despre semnele care le fac împreună acele forțe în acea ultimă încercare de a se împotrivi lui Dumnezeu, care va fi zdrobită fără urmă și pentru totdeauna. 2 Corinteni 11, Pavel ne spune că încă din vremea lui s-au născut pe lângă apostolii adevărați o altă categorie de apostoli, 11:13, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși. Nu erau apostoli, dar ei se intitulau apostoli. Niște lucrători înșelători care se prefac în apostol al lui Hristos. Și citim și în Apocalipsa 2:2, și în Efes a fost așa ceva, partea a doua versetului, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli. Și ai găsit mincinoși. Deci oameni care se ocupau de misiune, organizau fel și fel de institute, am spune noi, fel și fel de biserici, fel și fel de forme de organizare, care pretindeau titulatura aceasta, dar ei în schimb erau mincinoși și nu slujeau lui Hristos, ci din nefericire diavolului. Cât privește prorocii mincinoși, Matei 24, cuvintele Domnului Iisus Hristos, versetul 11, se vor scula mulți proroci mincinoși. Mulți, nu puțini. Și rezultatul va fi, partea a doua versetului, și vor înșela pe mulți. Deci diavolul nu scoală mulți proroci mincinoși, că numai așa poate înșela câțiva. Cu mulți, mulți înșală. Și ne întoarcem la Matei 7, de unde am pornit, unde spune de la versetul 15, păziți-vă de proroci mincinoși. Există o categorie de proroci mincinoși în norod. Oamenii aceștia despre care am spus, care au organizat alte religii, pe lângă creștinism paralele, dar mai există o categorie de proroci mincinoși care vin la noi, în interiorul și în sânul bisericii. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roade, spune aici. Cea de-a treia categorie, deschideți la 2 Corinteni 11, e vorba de evangheliști, oameni care predică Evanghelia, 11:4. În adevăr, dacă vine cineva să propovăduiască un alt Iisus, pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau altă evanghelie pe care n-ați primit-o, oh, cum îl îngăduiți de bine? Pavel se temea că cei din Corint îl îngăduiesc foarte ieftin pe un om care vine cu o altă evanghelie. Și Galateni 1 de la versetul 7, nu doar că este o altă evanghelie, tot cu asta vine, dar e sucită, e întoarsă, e tăiat din ea. Dar sunt unii care vă turbură și voie să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propunește cineva o Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. Cea de patra categorie, păstori, lupi
răpitori. Fapte 20. Termenii aceștia i-am păstrat cei din Biblie ca nu cumva să forțăm nota în vreun fel. Rămânem la ceea ce e scris. Fapte 20:28. Luați seama dar la voi înșivi și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine, e o certitudine pentru Pavel, căci după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori, despre care Domnul spunea în Ioan 10, versetele 12 la 13, că pentru bani nu le pasă de sufletele oilor și vor fi gata la odică chiar ele să fie sacrificate sau lăsate pe mâna oricui, exact pentru ceea ce spune versetul 30. Vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă ucenici de partea lor, deci interesul este doar să fie și să aibă enoriași. Și cea de-a cincea categorie, învățătorii, mincinoși cum sunt numiți în 2 Petru 2:1, dar eu vreau să citim despre ei în 1 Timotei capitolul 6. Poate unii dintre dumneavoastră se gândesc că aceste categorii care eu le-am numerat sunt foarte simplu de depistat. Pentru mine nu e chiar atât de simplu să îi depistez pe ăștia. De fiecare dată trebuie să fac calcule și investiții spirituale. Și ne crede că atât de ieftin îi depistează, mi se pare că asta o face ori în mod superficial, ori arbitrar. Spune aici, 6:3, dacă învață cineva pe oameni în învățătură deosebită, fiți foarte atenți, și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, la acea sfințenie care trebuie să marcheze și duh și suflet și trup, este plin de mândrie și nu știe nimic. Și aici apare un paradox. Ba în care boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se nasc păcatele și alte conflicte, a oamenilor străcați la minte lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Și întoarceți o foaie în urmă. Din capitolul 1, versetul 6 și 7. Fiindcă unii s-au depărtat de aceste lucruri, deci de adevărata esență a învățăturii care trebuie să ducă la dragoste, la evlavie, la sfințenie, s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun. Deci oameni care, ei nici nu sunt conștienți de ceea ce învață pe alții și continuă, nici ce urmăresc. Deci nici nu știu ce conține de fapt învățătura lor, nici care e scopul și țelul, unde vor să ducă poporul și unde vor ajunge ei. Nu căzi nebuni, că au boala cercetărilor. Și spune în 2 Timotei 3:7 că învață întotdeauna. Nu lipsește învățătura. Dar nu este o învățătură care duce la evlavie, la sfințenie și la dragoste. Și una care se lansează în cercetări fără sfârșit, fără scop duhovnicesc, spiritual. Și din nefericire, lângă acești lucrători, putem atașa fecioarele nechipzuite, oamenii care sunt nechipzuiți și vor fi înșelați, acei oameni care sunt mulți și merg pe poarta cea largă, pe calea cea lată. Deschideți la 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Sunt două motive, văd aici, pentru oamenii care urmează pe astfel de învățător și nu-i pot detecta. 2 Tesaloniceni 2:10. Și cu toate amăgirile nelejuirii, pentru că cei ce sunt pe calea pierzării, și acum, pentru că n-au primit dragostea adevărului, și versetul 12, pentru că n-au crezut adevărul. Necredința adevărului pur te va face să-i crezi pe ăștia. A spus Domnul, a venit eu în numele meu, nu mă credeți? Va veni altul în numele lui, pe acela îl veți crede și îl veți primi. Nu poți rămâne în poziție de neutralitate, nu credești pe ăsta, nu credești pe ăla, eu fac cum știu eu. Pe unul crezi? Necredința celor sfinte este credință sigură a celor rele. Și partea cealaltă, ne întoarcem la Matei 7, oamenii nechipzuiți de aici, iată-i care sunt, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, Dumnezeu nu de declarații de iubire are nevoie.
Versetul 26. Orice cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. Acești apostoli și celelalte categorii la rând au biserici pe nisip. Și dacă n-ai crezut într-o biserică zidită pe stâncă și în învățătorii și predicatorii de acolo, vei crede și vei intra și vei ajunge și vei rămâne într-o biserică clădită pe nisip, cu lucrătorii ei din nisip. Și prăbușirea va fi mare pentru casa aceea. Ori casă poate fi o reprezentare și pentru biserica întreagă. Să se prăbușească o biserică care are astfel de lucrători. Că Biblia spune că se vor înșela pe ei și pe cei ce se lasă înșelați și povățuiți. După cum și ceilalți, spune Pavel Timotei, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascult. Vreau să privim la câteva principii care aș vrea să ne fie principiile noastre de viață. Este trist uneori că n-avem niște principii și niște fundamente așa solide. Și dacă ne propunește cineva adevărul, dăm din cap. Înghițim, mestecăm și semănăm adobitoace curate. Dar devine cineva și ne aduce alte evanghelie, iar trebuie să tremure Pavel de teamă pentru noi, că îl primim și pe ăla. Pentru că n-avem niște principii de viață. Pentru că nu suntem statornici în adevăr. Vreau să privim acum la aceste lucruri și la fățărnicia unor astfel de lucrători. Și când spun asta, nu sunt cu gândul să-i judec pe ei, că parte din ei nici nu știu săracii, că și ei sunt amăjiți la rândul lor de Satan. Spunea Domnul Matei 23, vorbind despre farisei, versetul 28. Să nu ne înșele imaginea. Tot așa și voi, vorbind către ei, pe din afară vă arătați nepriheniți oamenilor. Dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege, lucrători ai fără de legii. Și în 7:15 am citit noi tot din Matei, ei din la voi îmbrăcați în piei de oi. Și nu de fiecare dată ne putem permite să dăm blana la o parte. Trebuie să avem niște principii asigurate, ca să știm dacă îi primim sau nu-i primim, că nu-i putem noi jupuia de piele tot mereu. Să vedem ce este dedesubt. Și vreau să amintesc în caracterizarea lor trei lucruri. Amăgirea se face pe două linii. Prin învățătură și prin miracole, semne și minuni. Acestea sunt bazele lucrării lui Dumnezeu. Învățătura, temelia apostolilor și prorocilor. Și diavolul, ca să răstoarne o temelie din două, tot cu două pârghii funcționează. Înșelăciunea prin învățătură, Roman 16:18. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, sunt lucrători ai fără de lege, pe care Dumnezeu nu-i va recunoaște. Și pântecelui lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, nu-i bai întotdeauna că-s dulci? Spune Isaia că nu-i problemă dacă cineva dă dulceață, numai bai când se dă dulceață în loc de amărăciune. E problemă că întotdeauna-s dulci. E dulce și supa și preparatul de bază, nu numai prăjitura e dulce la ei. Dulci și amăgitoare și înșeală inimile celor lesne crezători. Prin învățături dulci, ce frumos a spus, ce farmec are în vorbire. Degeaba e dulce dacă este și înșelător. Tot despre învățătura aceasta falsă, ne întoarcem la 1 Timotei 6, spune acei versetul 5. Zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, deci de când e vorba să-și apere teoriile lor, știu cum să ciocnească vorbele și pot să ducă o confruntare, o polemică și sunt în stare să facă față la o dezbatere, la o dezbatere de ciocniri de vorbe și să-și apere chiar neadevărul lor, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Au o boală a cercetărilor și chiar a disputelor de vorbe și la odică știu să facă o confruntare. Și întoarcem acum la 2 Timotei 3:7, care învață întotdeauna.
Sunt unii care se axează pe învățătură și rătăcirea se duce prin învățătură. Care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință adevărului. De ce? Că se învârt prin pustie ca Israel și pe un drum care putea fi făcut în câteva luni și în 40 de ani s-au trezit tot în capătul altul unde nu trebuie. Învață întotdeauna. Numai unde trebuie nu se duc, pentru că ocolesc adevărul. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Iar celălalt aspect este problema miracolelor. 2 Tesaloniceni 2 spune și Domnul Iisus în predica sa din Marcu 13:22 că vor face semne și minuni dacă ar fi cu putință să înșele chiar și pe cei aleși, dar noi citim 2 Tesaloniceni 2:9. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni. Rețineți, nu numai un soi de minuni. Are dreptul să facă tot felul de minuni. Eu mă gândesc cam așa. Satana a putut cere, Doamne, Tu ca să-ți dovedești învățătura Ta, ai permis lucrătorilor Tăi să facă apel la minuni, ca să-și dovedesc că Tu ai autoritate. Ia lasă-mă și pe mine, să am și eu acces la câteva minuni. Nu mi lămurești cu minuni numai Tu, lasă-mă și pe mine să fac și eu minuni, ca să am și eu dreptul acesta. Eu nu știu dacă e așa, dar ce-i clar că are și diavolul și ai lui posibilitatea să facă tot felul de minuni, semne și puteri care nu sunt reale, ci sunt mincinoase. Scopul este întotdeauna câștigul. Că e scris în Isaia, nimeni n-a făcut vreodată vreun Dumnezeu să nu tragă folos. Satana nu lucră pe degeaba. Citim Tit 1:11. Cărora trebuie să le stea tupa gura, ei buimăcesc familii întregi, unii lucrează la nivel de familii, sunt specializați. Învățând pe oameni pentru un câștig urât, lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Și mai deschideți la 2 Petru și aici avem foarte clar scris 2:3, în lăcomia lor vor căuta prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig. Și uitați-vă dumneavoastră, citiți cărți și studiați aceste minuni în masă care se fac, pseudominuni. Când dă cu ei pe jos și chipurile că-s vindecați, toate aceste adunări se finalizează cu colecte masive. Că în Biblie nu scrie povești. În lăcomia lor vor căuta ca prin cuvântări înșelătoare să aibă un câștig de la voi. Pe când Petru și Ioan nici la o vindecare sigură n-a făcut colectă. Dar o să dai paște multe vreme. Și în versetul 15 avem scris foarte clar. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de lege. Oamenii fără de lege au o plată a fără de lege, pentru care se chinuie și muncesc. Dar rezultatul lor este pierzarea lor și a celor ce-i ascultă. Domnul să ne păzească de așa ceva. Însă până ajunge acolo, o, dacă am putea înțelege asta, a spus Domnul Iisus în Matei 24, din pricina înmulțirii fără de legilor, că despre asta vorbim, dragostea celor mai mult se va? Deci rețineți, când se manifestă o răcire a dragostei, asta nu se poate manifesta decât pe fundalul fără de lege. Ne întoarcem din nou la Petru, de la versetul 12. Dar aceștia, care este dobitoace fără minte, versetul 13, își vor lua plata cuvenită pentru nelegiuirea lor, fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în amiaza mare. Pe fundalul fără de lege dispar lucrurile sfinte, sfințenia și evlavia care sunt caracteristice unei învățături sănătoase și se instalează plăcerile, chefurile și fără de legea din ce în ce mai gravă, până când spune, încep frumos astea, știți cu ce încep? Ca niște întinați și spurcați se pun pe chefui la mesele lor de dragoste, când ospătează împreună cu voi. La Balaam cu ce a început? Cu mese și apoi s-a ajuns la curvie. Versetul 14, le scapără ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit. Momesc suflete nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. Acolo unde sunt lucrătorii fără de lege, starea poporului scade. Viața lor nu este una sfântă dacă îi cauți și viața poporului în egală măsură se strică și ea. Și apoi de la versetul 18, ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărni și cu desfrânări pe cei care abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Vedeți, vin oameni la pocăință,
Și dacă nimeresc acolo unde sunt astfel de lucrători, numai cât au scăpat de întinăciunile lumii și le făgăduiesc slobozenia, niște oameni care ei sunt robi ai stricăciunii, și după ce au cunoscut, se încurcă iarăși, ar fi fost mai bine să nu cunoască, și cu ei se întâmplă precum cu un câine sau cu alt animal necurat și se strică starea lor înspre păcat. 2 Timotei 2, unde același lucru spune, își vor da învățători după poftile lor. Acum, gândiți-vă ce vine înainte. Învățătorii ăștia e fără de legii sau poporul care vrea învățători după poftile lor? Eu cred că de la cap se împute peștele. Întâi ei sunt prinși în aceste pofte, că dacă n-ai învățători cu pofte, n-ai de unde să alegi din aceștia cu pofte. Decât dintre ei, păstori homosexuali, poftele la care vrea diavolul să ajungă biserica, poftele necurate din Sodoma și Gomora. După astfel de pofte, aici este finalul la care vrea diavolul să ducă omenirea, este crunt. Dar vrea să ducă și biserica în postura aceasta. Domnul să ne păzească de așa ceva. Atitudinea credinciosului față de astfel de lucrători ai fără de legii, în primul rând pentru a nu ne pierde noi și dacă se poate în a fi recuperat și parte din ei, care cum îi spunea Petru către Simon, dacă se mai poate, văd două atitudini ale noastre. În primul rând, separare. Fără separare, nu se poate. Și eu asta citesc din Biblie, Romani 16:17. Uneori suntem învinuiți că de ce nu facem așa o ciorbă ecumenică comună? Mă tem că e moartea oală, de aia nu vreau să o facem. 16:17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o, depărtați-vă de ei. Acum vă întreb, noi ne dezbinăm de ei sau alții s-au dezbinat de învățătura de la început? Cine s-a distanțat față de ce a fost? Am citit în 1 Ioan 2, să rămâneți în ce ați primit. Și acum suntem învinuiți noi că noi facem dezbinare. Când de fapt ea este făcută, citim de asemenea în 2 Timotei 2:19. Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Cine-i pe temelie, pe stâncă, n-are probleme. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și la ea cu fără de lege, acum le va spune. Pe voi nu vă cunosc, dar pe lui cunoaște. De ce îi cunoaște? Că stau pe stânca aia. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ori lucrătorii rostesc toată ziua numele Domnului, că asta e lucrarea. Și aici vorbește în 2 Timotei tot de casă. Într-o casă mare, casa aceasta a bisericii. Trebuie să aibă lucrătorii adevărul, nu ai fără de lege. 2 Corinteni 6:14. Ce lumină este între? Și de acolo, întuneric. Ce legătură între întuneric și lumină? Hristos și Belial. Templul lui Dumnezeu și idol. Întreabă, poate fi vreo legătură, vreo tangență? Și rezultatul este clar. Pavel dă acest exemplu că nu poate fi nicio legătură. Chiar dacă s-ar vrea, nu poate. Nu se poate face unirea aceasta și dumneavoastră singur veți constata. Du-te și unește-te cu unul din acesta. Poți? Și nu mă spun frații și surori, dar nu mi se unește Duhul. E bine că nu ți se unește. Și când ți se va uni, va fi rău. Pe lângă separare, nu toate sunt așa de clar ca să ne putem separa. 2 Petru 3:16. Și aici aș vrea eu ca biserica Domnului să aibă stabilitate. Partea a doua versetului. Pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzare lor. Neștiutori și nestatornici. Care-i opusul acestor două? Statornicia și cunoașterea. Când este cunoaștere și statornicie, nu te mută nici vântul, nici valul, nici epistola, nu te mută nimic. Statornicie în ce știi că-i bine și în rest cunoaștere. Vreau să mai citim câteva versete numai și numai pe linia aceasta. Efeseni 4, versetul 13 și 14. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței, problema cunoașterii, cunoștinței Fiului Dumnezeu la starea de o mare, la înălțimea săturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, și n-ar fi rău dacă s-ar hinta copiii numai așa,
purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului. În ce știi că e adevăr, rămâi credincios. Și în ce nu, să ne crească Domnul în cunoștință, ca să nu ne poarte toți de nas și de minte și de inimă, încoace și încolo, prin viclenie și șiretenia oamenilor, că trăim pe pământ în mijloacele de amăgire, aici unde e șef amăgitorul. Citim de asemenea 2 Tesaloniceni 2, unde stă scris versetul 2. Să nu vă lăsați clătinați așa de repede. Și uneori mai scăpăm câte unul din ăsta sau mai intrați în contact prin vreo casetă sau mai mergeți pe undeva și dintr-o dată numai ne vedem clătinați. Să nu vă turburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo carte, epistola zice, ești ca venind de la noi. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să nu fim amăgiți, că Pavel a avut, doar un verset mă adaug aici, 2 Corinteni 11. Au zis ce teamă avea Pavel, 11:3. Mă tem, zice el. După cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Doamne, ajută-ne să rămânem statornici și să creștem în cunoștință, ca să nu ne poarte nimeni coace și încolo. Vreau să amintim câteva exemple. Exemple de înșelători înșelați, că sunt de plâns. Spune 2 Timotei 3:13, oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, că nu pot sta pe loc, urmăriți-i. Se degradează pe zi ce trec. Vor amăji pe alții și tristețea, se vor amăji și pe ei înșiși. Înșelători înșelați, eu așa i-am numit. Și în Apocalips 2 sunt date două nume, rămase ca titulaturi negative în biserică, Balaam și Izabela. Balaam, sistemul de amăgire prin învățătură, și Izabela, sistemul de amăgire prin prorocie. Apocalips 2:14. Am ceva împotriva ta. Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura, problema învățăturii lui Balaam, că el n-a greșit, măcar că a fost și proroc. Dar el nu la prorocie a greșit, la învățătura a greșit. Care a învățat pe Balac să pună o piatră de potidire de copilul lui Israel ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la curvie. Un om care prin învățătura lui a facilitat stricăciunea și curvia în Israel. Oameni care prin învățătura lor, prin felul în care lasă să se comporte, ce în cauză facilitează dezvoltarea păcatelor murdare în biserică. Tot așa tu ai acolo câțiva oameni care țin de astfel de învățături. Și apoi în versetul 20, am ceva împotriva ta, Izabela se zice prorociță și amăjește și scopul e tot același. Ea dă vreme să se pocăiască, aruncă bolnavă și pedeapsa vine și peste cei care preacurvesc împreună cu ea. Și amintiți-vă din cartea întâia împăraților, cum a reușit Izabela să se impună pe scena Israelului o nevastă, o fie împărăteasă venită din altă țară. A reușit să se impună așa prin comunicatele ei, doar prin efect asupra lui Ahab, a avut o ceată masivă de proroci. Izabela și-a impus puterea în Israel prin ceata aia masivă de proroci. Ea numai din culise acționa și ei purtau lucrurile în țară. Prin proroci a îmbătat Izabela de cap Israelul. Și aceștia sunt reprezentanții Babilonului apocaliptic. Tipul de învățătură Balaam și de profetesă Izabela. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Vreau să mai amintesc despre fiii lui Eli. Noastră știți. Zice Dumnezeu prin prorocul Samuel, 1 Samuel 3:14-15. Jur, zice Domnul, că-și fără de legea casei lui Eli n-a fi spășită. Nici prin jertfe, nici dar de mâncare, spune în capitolul 2 și acolo spune că nu mai poate fi modificat nimic. Dar de ce? Pentru că acei tineri și-au permis să rămână în slujbă, măcar că viața lor era una de păcate murdare. Eli nu ne spune Biblia că a făcut așa, dar i-a lăsat că au fost copiii lui. Și a venit pedeapsa peste tot neamul lor, dar a fost afectată țara întreagă. Și în alt caz este vorba de Simon. Vă spuneam că scopul este câștigul. Fiii lui Eli stăteau acolo că își trăiau după asta. Și erau lacomii pe carne și la propriu și la figurat și
furculița aia funcționa, a slugii, cum vreau ei. Și Simon de asemenea spunea, dați-mi și mie, vă dau bani să iasă ceva de aici. Bine, spunea cineva, scoate banul din religie să rămână credința. Dar vreau să amintim și aspecte pozitive. Neemia, capitolul 6. Doar două amintim, acesta și încă unul. În Neemia 6 au vrut Tobia, s-a îmbalat și s-au folosit și de influența prin vorbire și de prorocie. Numai și numai, ori să nu facă, ori dacă face, să facă împreună cu ei. Eu citesc, uitați de la versetul 3. Zice, Neemia am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și n-am dat același răspuns. Și vin și fel și fel de invitații. Vin la conferința aia, vin la aia. Uneori n-ai treabă. Mai bine fă-ți treaba decât să te duci la toate cerurile ori și cui. Că ecumenismul acesta are fel și fel de văi, ONU. Apoi spune de la versetul 10. M-am dus la Șemaia. El se închisese și a zis, haide împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, să închide mușurile, că vin să te omoare și o să vină noaptea. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut. Doamne, ajută-ne să cunoaștem și noi. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea. Și a prorocit așa pentru mine, fiindcă s-a îmbalat și Tobia de duseră. Moni, iacă scopul și iacă mijloacele de amăgire. Vină la conferință și o prorocie a mai băgat pe gât, numai că la Neemia n-a intrat. Și a făcut treaba în 52 de zile. Eu spun asta simbolic, că într-un an sunt 52 de săptămâni. În săptămâna care te-au păcălit, ziua aia s-a dus și nu ți-ai terminat treaba pe anul ăla. Și celălalt exemplu, biruitorii fiarei. Doamne, vom fi noi dintre aceștia. Să cântăm acolo, cum spune Apocalip 15, versetul 2, pe mare de sticlă să te iau cu alăutul lui Dumnezeu și cântau. Dar uitați-vă în Apocalip 13 ce spune, cum va veni, să încerce să înșele. Și dacă eu doar vă spune că înșală pe mult, poate nu m-ați crede, dar asta a spus Domnul Iisus. 13, de la versetul 6. Ea și-a deschis gura, acest limbaj profan, hule, împotriva lui Dumnezeu. I s-a dat putere să lucreze, versetul 5, o lucrare fără de lege. Ea se desfășoară, versetul 13, săvârșea semne mari. Amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care Dumnezeu să le facă. N-a putut prin ce a vorbit cu gura și a adăugat semnele ca să se ajute. Și apoi a recurs și la forță, ca nimeni să nu miște altfel, și spune versetul 18, aici înțelepciunea, cine are putere să socotească numărul. Și eu aș completa spunând, aici înțelepciunea, să-i putem depista pe ăștia. Și dacă se poate, să-i salvăm ca din foc, dar urând cămașa mângită de sânge. Așa a fost și în Babilon. S-a încercat sub o formă sau alta și în final cuptorul. Dar cei ce au rezistat, i-a cunoscut Domnul că săi lui așa și a fost alături de ei. 2 Corinteni 11. Întunericul cu lumina n-are de-a face împreună. Dar există o mare curiozitate. Există întunericul de lumină. 2 Corinteni 11 cu 14. Și nu-i de mirare că și chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Auziți, întunericul de lumină. Nu este mare lucru, dar că și slujitorii lui sunt tot întuneric de lumină. Se prefac în slujitori ai neprihănirii, dar sfârșitul lor este după faptele lor. Așa spunea Domnul, după aceasta îi veți cunoaște. Dar ei apar în lumină. În seara asta nu vreau să studiem întunericul. Nu cu întunericul ne pierdem noi vremea. Să depistezi întunericul din lumină. Întunericul învelit în lumină. Dar nu așa împachetat cum ar împacheta un meseriaș slab, cum ar da o zugrăveală să nu se mai vadă ce-o fost de subt. Știți, sunt anumite lucruri ambalate, extraordinar. Mă gândesc cum ambalează Satana pe a lui. Cum așa-i coase cu clană pe la tivitură, așa frumos peste tot. Să nu se vadă cumva că e lupul înăuntru. Să se vadă oița toată. Și spune 2 Tesaloniceni 2 cu 4, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Ce curaj va trebui să avem? Să scoți din templu pe ăla care spune că e Dumnezeu și alții vor spune, dar cum? Tu n-auzi că e Dumnezeu? Să scoți pe Dumnezeu afară? Ei, drag, fii pe pace. Dar cum știi? Că el își zice Dumnezeu. Și vor fi mulți cei înșelați care vor spune, acesta e Dumnezeu.
și tu să ai curajul să spui, nu-i Dumnezeu, măi. Ia împunge-l în coase să vezi ce iese de acolo. El apare ca Dumnezeu, ca slujitor al neprihănirii, în templu și tu să ai curajul, puterea, discernământul și înțelepciunea să spui, nu-i Dumnezeu. Pentru asta spunea Domnul Iisus în Matei 24 cu 45, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor spune, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Vine unul, nu prinde asta, vine altă mișcare, foarte apropiate una de alta, dar în același timp diferite. Și spune aici, versul 24, partea finală, să înșele dacă e cu putință chiar și pe cei aleși. Dar pe ăștia nu-i cu putință să-i înșele, că-s aleși. Pe ăștia nu-i mai poate ștampila, că ștampilați odată. Și-și cu ștampilele la zi. Și dacă vreți să rămânem aleși, un ultim verset citesc, 2 Petru capitolul 1, versetul 10. Pe cei aleși nu-i cu putință să-i înșele. Numai dacă ar fi cu putință, dar de ce nu-i cu putință să-i înșele? De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea. Ține de alegere. Că pe cei aleși nu-i cu putință să-i înșele. Căci dacă faceți lucrul acesta, uniți cu credința și toți cei de la rând, nu veți aluneca niciodată. În chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta! Să nu rămânem pe la uși și să spunem, Doamne, Doamne, de știi de ne că am prorocit! Doamne, Doamne, știi că am făcut minuni! Doamne, Doamne, la noi ai învățat, spune Luca 13. La cei aleși îi poarta de știi să și din belșug intră în rai. Ba încă le se va spune, vin o slugă bună și binecuvântată. Nu trebuie să bați cu înfricorare la ușă să aștept, mă primești sau nu mă primești. Te invită dinăuntru cu poarta deschisă. Și ceilalți vor rămâne bătând la ușă. Astea sunt lucruri care bine ar fi să ne înfiorăm la auzul lor și să băgăm tare, tare mult de seamă ca întunericul acesta învelit în lumină să nu ne înșele. Domnul să ne ajute să rămânem statornici în adevăr, să creștem în cunoștință, să ne separăm de ei, să le vedem scopul mărșav de câștig, învățătura falsă, prorocia falsă și pierzarea care îi așteaptă, să fim salvați și dacă se poate să-i salvăm și pe ei, căci Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, doar scopul satanei să fie amăgiți toți. Domnul să ne păzească de înșelătorie. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.